Să facem împreună. Domnule, mai mult. Suntem în finalul emisiunii, mai am două întrebări. E un proiect de lege pornit de la Târgu Mureș. Vreau să vă întreb dacă știți de proiectul de lege privitor la înființarea partidelor politice, pornit de la organizații civice și de la fost lider politic sau membru de partid, în momentul de față nu mai este membru de partid, vrea ca în România, la fel cum se întâmplă în alte multe țări, a face un partid politic să fie la fel de ușor cu a face o asociație sau un SRL. Da. Știți de acest proiect? L-ați citit? Deci știu de acest proiect, s-a discutat foarte mult. După părerea mea, legea este foarte restrictivă l-ați în România. Citit acest proiect? Deci am primit semnalul atunci. Bun. Știam despre citit. Ce e vorba. Eu l-am aici la mine. Vi-l dau în momentul Bun, acesta. Asta îmi pare vreau, bine, nu știu. Vreau să-l aveți și asta voi face cu toți parlamentarii care am vin înțeles. În emisiune Dar... la mine. Și acum să-mi spuneți punctul dumneavoastră de vedere. Da. Mi-a spus că legea acum este foarte restrictivă. Este restrictivă, da. Și trebuie schimbată, după părerea mea. Trebuie schimbată, deci este restrictivă să aduni 25.000 de semnături din 16 județe. Deci e prea restrictivă, da. Deci uitați, aveți un punct de vedere foarte clar din partea mea. Vă mulțumesc. Sper să fie la fel de clar. O să vedeți și în momentul dezbaterii, dacă acest proiect ajunge în dezbaterea Parlamentului. Bun. Și la fel de clar vreau să am un răspuns al dumneavoastră la ultima întrebare a emisiunii. Diseară e meci. Cu cine țineți? Cu ai noștri. Care sunt ai noștri? Cu ai noștri. Să clarificăm. Cu ai noștri. Vă întreb ce v-am întrebat înainte emisiunii. Aveți dublă cetățenie? Română și maghiară? Nu. Am o singură cetățenie. Română. Și atunci... În această seară țineți cu echipa Ungariei sau echipa României? Deci țin cu ai noștri. Și să fie un meci frumos și să câștige cei mai buni. Da. Domnule Borbei, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și eu pentru amabilitatea de a veni și pentru francheța cu care mi-ați răspuns. Cel puțin în a doua parte a emisiunii, pentru că prima parte a fost prea politică. Vă mulțumesc încă o dată, stimați telespectatori. A fost ediția din această seară a emisiunii Fețe Fețe. Invitat alături de mine și în fața dumneavoastră a fost domnul Laszlo Borbei. Vă mulțumesc pentru atenția cu care cred că ne-ați urmărit și vă aștept luni. Până atunci, toate cele bune!